Cu toate că pare istorie din punct de vedere cultural și din punct de vedere științific sau din punctul de vedere al istoriei științei, structuralismul nu doar că revine în atenție, ci din punctul meu de vedere și nu doar al meu, rămâne în atenția cercetătorilor istoriei, culturii și științei internaționale ale ultimelor decenii. De ce? Pentru că, pe de o parte, intră în discuție destinul intelectual al unora dintre iluștrii reprezentanți ai acestei platforme științifice sau intelectuale. Pe de altă parte, este vorba și de cariera unor prelungiri ale structuralismului, precum post-structuralismul, cu influențe decisive în ceea ce înseamnă gândirea ultimelor decenii. În fine, este vorba și de dezvoltarea unor discipline, precum istoria intelectuală sau istoria ideilor, care sunt angajate în clarificarea unor aspecte investigate de alte discipline, precum istoria literaturii și teoria literaturii. Și acestea apelează, din necesitate, la o escavare a ceea ce a însemnat aventura structuralistă. Nu în ultimul rând, cred că o dezbatere despre structuralism astăzi poate reprezenta și oportunitatea de revenire la epifania textuală. Iertați metafora, ușor sentimentală, într-o epocă tot mai obsedată de epifania contextuală. Prezentarea mea pleacă de la aceste constatări. Titlul ei este următorul: Rezistența prin structură, ca manualul structuralist și filologia românească. Spun de la început că nu intenționez să fuzez și mai mult o sintagmă deja destul de obosită, aceea de rezistență prin cultură, dar îmi propun să evidențiez faptul că știința sau cercetarea sau cu o anumită paradigmă sau o epistemă specifică pot constitui o soluție nu paseistă, dar nici angajantă în fața terorii istoriei, fiindcă s-a vorbit despre Eliade. Deci dacă vorbesc despre rezistența prin structură, vorbesc despre, mă refer și vreau să evidențiez de fapt această capacitate a cercetării științifice înseși de a oferi soluții în fața istoriei. Pe de altă parte, îmi propun să evidențiez și câteva puncte de convergență între filologia românească, includ în acest termen de filologie și știința limbii și studiul literar, deci folosesc noțiunea tradițională de filologie, și evidențiez în felul acesta poziționarea culturii critice românești în raport cu diferitele curente de idei și sensibilitate ale lumii intelectuale occidentale. L-am citat pe Caius Dobrescu. Ceea ce cred că va evidenția în mod original prezentarea mea va fi următorul aspect, de fapt un prim aspect va fi următorul: filiațiile de istorie intelectuală, de istorie culturală și de istorie instituțională dintre cultura autohtonă și cultura europeană. Apoi voi surprinde relațiile punctuale dintre intelectualitatea românească și figuri majore ale filologiei europene sau mondiale și, nu în ultimul rând, voi arăta evoluția filologiei românești, nu începând cu integrarea în dinamica structuralismului, ci cu mai timpuriile tentative de constituire a unei metodologii științifice de investigare a limbii sau a obiectului literar, care este opera însăși. Adică voi evidenția premisele și condițiile care pregătesc studiile literare autohtone și totodată lingvistice autohtone pentru întâlnirea cu platforma structuralistă și avertizez în același timp cu privire la cronologia structuralismului românesc, care nu este așa cum afirmă sau cum lasă să se înțeleagă unii cercetători, Oana Fotache sau Adriana Stan, mai puțin atente din acest punct de vedere sau atenți acești cercetători la detalii. La aceste detalii, nu, încă nu mi-ați auzit niciunul dintre argumente. Reacție subiectivă. Reacție subiectivă. Spirit de castă. Reacție subiectivă și spirit de castă, domn profesor, fiindcă, urmărind argumentația mea, o să vedeți că nu mă grăbesc. Și anume, cronologia structuralismului românesc, ca să anticipez și să satisfac curiozitatea dumneavoastră, nu debutează cu epoca postbelică, așa cum lasă domniile lor să se înțeleagă, ci dimpotrivă, cu epoca interbelică, și asta nu sunt eu primul care o afirmă. Voi, însă, din considerente subînțelese, cred că voi evita această demonstrație. Îmi dau seama că propunerea prezentării mele, care se sintetizează în titlu, merge în două direcții. Pe de o parte, aceea a demonstrației acestei idei că structuralismul
a oferit o soluție de rezistență într-un anumit context problematic și dificil, și o altă direcție este aceea istorică sau de istorie intelectuală privitoare la raporturile dintre filologia românească și structuralismul european sau mai târziu cel atlantic sau transatlantic. Voi lăsa deoparte sau voi rezuma foarte mult această dezbatere privitoare la relațiile dintre structuralismul românesc și structuralismul european sau occidental, pentru că de altfel i-ar fi trebuit înscrisă în secțiunea de lingvistică a acestei întâlniri. Și cu atât mai mult mă voi adecva acestei secțiuni, încercând să demonstrez în ce sens cred eu că se poate discuta despre o rezistență prin structură. Nu îmi propun să definesc noțiunea de structură, nu este cazul, și discutăm totuși despre o noțiune foarte cunoscută dumneavoastră sau nouă cercetătorilor literari și totodată lingviști. Nu îmi propun nici analiza istoriei conceptului sau a mișcării structuraliste. Ceea ce observ încă de la început este că structura, care este în fond o metodă și o paradigmă intelectuală și științifică din perspectiva structuralismului, se constituie într-o soluție contextuală, și aici se poate observa un raport foarte subtil între structură, care prin conceptul ei este atemporală, o relație subtilă între atemporalitatea structurii și istorie sau temporalitate, pentru că ea se constituie într-o soluție contextuală și se constituie chiar ca un simbol al unei rezistențe într-un anumit context. Georges Munean, în Istoria lingvisticii, prima ediție 1967, evidenția și insista, de fapt, asupra relației dintre structuralism și ideologia dominantă, dacă nu exclusivă, în Est, aceea din spațiul sovietic, ideologia marxistă. Precedentele însă, precedente anterioare, mă refer ideologiei marxiste, întâlnim, sau nu marxiste, ci sovietice, mă scuzați, întâlnim la Gheorghe Lukács. În Disele und die Formen, în 1911, acesta denunțase deja structura, citez, structura anistorică a conceptelor criticii, și nu este deloc întâmplător faptul că Paul Cornea va cita acest studiu și această idee într-un studiu din 1967 dedicat structuralismului și atent la, citez, efortul de a se înscrie în perimetrul gândirii marxiste. Ei bine, această valoare atemporală a metodologiei structuraliste a fost conștientizată și de practicanții ei. De aici, practic, pleacă demonstrația mea, în sensul în care ei înșiși, practicanții structuralismului, au văzut în această metodă și în această epistemă științifică o modalitate de evaziune, prin excelență evazionistă. Tsvetan Todorov, în Literatura în pericol, un volum destul de recent, o palinodie, am spune, prin care el își afirmă în mod explicit convertirea la hermeneutică de la structuralism, afirmă, citez, eu m-am angajat pe una dintre puținele căi care îți permiteau să scapi de înregimentare generală. Ea consta în a te ocupa de subiecte fără conținut ideologic, deci în operele literare, de ceea ce atingea materialitatea însăși a textului, și anume formele sale lingvistice. Nu eram singurul tentat de această soluție. Începând cu anii 20 ai secolului 20, formaliștii ruși deschiseseră deja calea, urmat apoi și de alții. Pe lângă Todorov, mai sunt exemple și de data aceasta din structuralismul românesc. La o anumită distanță, am spune, de cultura lui Todorov, dar cu stringențe identice. Toma Pavel afirmă, ca să susțină moralul studenților, Alexandru Rosetti, protector al mai multor tineri, care din diferite motive nu erau bine văzuți, cum se spunea pe atunci, inițiase la facultate împreună cu Tudor Vianu și cu Mihai Pop, directorul Institutului de Folclor al Academiei, un cerc de poetică, al cărui responsabil din partea studenților era Sorin Alexandrescu. Miracolul acestui cerc era că, și subliniez inclusiv în prezentarea orală, fiind vorba de analize stilistice și nu de conținut, puteam studia literatură fără să avem nevoie de lozincăria marxistă. În fine, Virgil Nemoianu, la rândul său, în amintirile sale, Arhipelagul, în volumul de memorii Arhipelag Interior, publicat în 94 la Timișoara, menționează episodul structuralist, formă de autoapărare intelectuală, fuga într-o zonă protejată, relativ autonomă, se înscria pentru mine tocmai în seria de încercări diletantice, dar bine intenționate de a găsi un idiom modern, rațional, în care să comunic valorile mele tradițional sentimentale. Nu este deloc nesemnificativ nici faptul că cei trei structuraliști au toți o
structuraliști de tinerețe au toți o carieră intelectuală ulterioară, târzie de maturitate similară, care presupune reconversia spre hermeneutică sau spre discipline prin excelență hermeneutice. Totuși, cronologia structuralistă semnalează faptul că opțiunile pentru acest tip de analiză, precum cele pe care le-am menționat, că opțiunile acestea care erau în fond și existențiale, nu doar intelectuale sau științifice, datează din deceniile 6-7 ale secolului trecut. Sunt situate în spațiul intelectual confiscat de dincoace de cortina de fier. Deci datează din interbelic. Cum se explică, mă întreb, opțiunea pentru formanaliză a formaliștilor ruși, desigur tot de dincoace de cortina de fier, dar în perioada interbelică, și totodată cum se exprimă asimilarea acestei paradigme în Europa centrală. Aici eu sunt obligat să fiu speculativ, îmi cere problema însăși. Dacă domnul profesor se scuza afirmând că a trăit destul încât să-și permită să fie speculativ, a spus că vârsta vă permite. Nu o să zic că ați făcut referință la... Asta o să spun eu, lăsați-mă să mă răsfăț și eu. Dacă domnul profesor a trăit destul, eu am trăit destul de puțin încât să-mi permit să fiu speculativ și să formulez propriile mele răspunsuri în acest sens. Ei bine, personal, cred că, și asta este o soluție originală, personal cred că nu trebuie să desconsiderăm o explicație mai amplă de ordin sociologic și totodată existențial și axiologic. Și anume, opțiunea pentru structuralism poate exprima, în unele cazuri cel puțin, o mai profundă și probabil inconștientă, sondabilă însă astăzi, tentativă de soluționare a aporiilor, deci a blocajelor, unei Weltanschauung tragice interbelice. Și fac următoarea constatare. Fondat pe dubla rădăcină romantică, nordică și rusă, care se hrănește reflexiv din Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Dostoevski, Shestov, Kafka, existențialismul ocupă în secolul scurs de la revelațiile anxietății din 1843-44 ale lui Kierkegaard la meditațiile despre Atena și Ierusalim din 30 ale lui Shestov, ocupă în mod riguros epicentrele de mai târziu ale formalismului și ale structuralismului est și nord-european. Mă refer la Moscova, Praga și Copenhaga. Tot cu privire la această relație între existențialism și opțiunea pentru securizantă sau compensatorie pentru structuralism, vreau să îl citez pe Starobinski, care în 1964 deja face următoarea afirmație, într-un eseu publicat însă de curând la noi, într-un volum de studii din 2014 apărut la Art, tradus de doamna Angela Martin. Structuralismul, afirma în 1964 Starobinski, este o respingere a dramaturgiei facile a absurdului. În urmare, ceea ce cred că ne spune Starobinski aici, că el este o reacție, structuralismul, embrionară în interbelic și foarte agresivă după război, provocată de acea Stimmung irațională europeană, alimentată de spectrul postromantic, anxiogen al fricii și cutremurului și manifestă în intuițiile nevrotice ale simbolismului, tardiv, în Der Schreiul expresionist, în mistica avantgardistă a negației și în întreaga literatură a absurdului. Atenția acordată de formaliști, spune Starobinski, Terry Eagleton, atenția acordată de formaliști, futuriști și structuraliști în străinării și reînnoirii cuvântului, precum și restituirea unui limbaj sărăcit a bogăției care fusese răpită, constituiau reacții diferite în fața aceleiași dileme istorice. Mai mult, și revin la Starobinski, ca instrumente de descifrare a vremii noastre, închei citatul, structuralismul se constituie, și reiau citatul, într-o opțiune pentru inteligibilitate și postulează posibilitatea de a găsi în ea, în realitate, ansambluri comprehensibile. Propunându-se deci, încă din deceniul 7, revin eu cu explicația, ca model epistemologic de salvare a ordinii semantice și, îl citesc din nou pe Starobinski, a unei rațiuni structurante. Ceea ce cred că este suficient de clar aici este faptul că structuralismul reprezintă o asumție existențială sau și o asumție existențială și că această asumție a debutat cu formanaliza.
că interpretarea existențialistă a opțiunii pentru structuralism este corectă, o dovedește și Toma Pavel, care afirmă că atunci când își exprimă decepția privitoare la, dezamăgirea privitoare la structuralism, pe care a produs-o cunoașterea structuralismului în Franța, mai aprofundată a structuralismului în Franța, o definește ca o adevărată decepție metafizică. Subliniez metafizică. Cu alte cuvinte, așteptările față de structuralism fuseseră metafizice sau fuseseră în orice caz de alt ordin decât așteptările strict intelectuale sau strict, să spunem, epistemice. Mai mult, Iorgu Iordan, în memoriile sale, face următoarea observație, vorba de volumul 3. Cititorul atent a reținut cu siguranță că Ciprul, Comitetul Internațional Permanent al Lingviștilor, s-a născut și el într-o țară mică, Olanda, și poate n-a uitat ce am spus eu despre alte țări mici, Danemarca și Elveția, care, în istoria lingvisticii și filologiei mondiale, ocupă locuri de frunte prin numărul și calitatea contribuției lor la progresul acestor discipline. Și urmează partea mai importantă a citatului. Deși noi românii suntem mult mai puțin numeroși, mult mai numeroși decât danezii, belgienii, etc., nu facem parte din categoria națiunilor mari. Și acest fapt explică, după mine, cultivarea lingvisticii și a filologiei de către compatrioții noștri de vreme îndelungată, două secole încheiate, și mai mult decât atât, transformarea acestor discipline, cel puțin la începuturile lor, în arme de luptă națională. Bun, noțiunea de armă de luptă națională nu justifică ideea de asumpție ontologică sau metafizică sau cel puțin etică, existențială a structuralismului, dar evidențiază faptul că structuralismul sau acest tip de aplecare științifică către anchetarea lingvistică a operelor este și un tip de asumpție de altă natură decât strict intelectuală. Cu alte cuvinte, structuralismul, forma, analiza și după aceea structuralismul s-au constituit în au fost instrumentalizate extralingvistic. Nu este lipsit de semnificație faptul că, nici faptul că post-structuralismul va reveni, deci după al doilea război mondial, de fapt în deceniul 8 cu precădere, pregătit în deceniul 7, mai ales în deceniul 8 al secolului al 20-lea, și va reuni cele două platforme sau cele două accepții pe care eu le dau aici asumției structuraliste, și anume una strict științifică cu una existențială. Una de anchetă, de platformă epistemică și una de asumare de altă natură, să zicem, axiologică. De ce? Pentru că poststructuralismul se constituie totodată ca o metodologie științifică, dar și ca o filozofie, ca o viziune mai generală asupra existenței. Nuanțez și concluzionez, de fapt. Decepția suferită de Toma Pavel, despre care vorbeam mai înainte, o decepție metafizică, ca să-l citez din nou, era, cred eu, un moment necesar al acestui mecanism compensatoriu sau al acestei soluții duble, epistemice în aparență și existențiale în profunzime, sau, să folosim longajul structuralist, epistemice la suprafață, în structurile de suprafață și existențiale în structurile de adâncime. Și vreau să demonstrez asta în felul următor, făcând câteva observații suplimentare. Ceea ce observ este, de fapt, mai ales în cazul, mă ajută în această observație, de fapt am fost ajutat de conversia structuraliștilor precum Todorov, Nemoianu, Pavel, dar și Starobinski, pentru că și el a revenit la un alt tip de anchetă a textului literar în ultimele decenii. Ceea ce observ este o distanță. Între ce? Între epocă și metodă, și aici de fapt se inseriază soluția în fața ideologiei comuniste a acestor intelectuali de dincoace de cortina de est. Deci observ o distanță între epocă și metodă, respectiv între metodă și modelul de profunzime pe care îl aveau acești autori, model pe care ulterior l-au reasumat după ce au abandonat structuralismul. De fapt, această dinamică intelectuală cristalizează următoarea intuiție, și anume că, în condițiile date, autori precum cei pe care i-am menționat au existat sociocultural pentru a subzista spiritual, potrivit unui principiu pe care Toma Pavel a numit undeva heterocronie.
construit de Toma Pavel pentru a explica diferența dintre modelul societal imediat și modelul de univers postulat și propus în ficțiune ca spațiu compensatoriu în literatura autorilor clasiciști. Cred că structuralismul a funcționat, contextual și temporar, pentru intelectualii din Europa de Est, ca teritoriu de exil, ca paradis artificial sau ca spațiu compensatoriu, fără a se confunda cu un topos noetos de o structură ontologică diferită. Este probatorie confesiunea lui Nemoianu, pe care cred că deja am făcut-o, dar a cărei recitare nu este deloc redundantă, pentru că insistența va evidenția mai clar ceea ce vreau să spun. Episodul structuralist, formă de autoapărare intelectuală, fuga într-o zonă protejată, relativ autonomă, se înscria pentru mine tocmai în seria de încercări diletantice, dar bine intenționate, de a găsi un idiom modern, rațional, în care să comunic, atenție, altceva decât valorile structuralismului, și anume valorile mele tradițional sentimentale. O întreagă generație intelectuală a funcționat în totalitarism, potrivit unor, s-a făcut mult caz de această sintagmă, strategii ale subversiunii, care au permis distanțări simbolice, ele exprimând acomodări conjuncturale și adesea ambigue la context, atât stilistic prin limbaj esopic, cât și epistemologic prin opțiuni disciplinare și metodologice cu potențial evaziv. Refutarea structuralismului este instrumentată de intelectuali est-europeni din postbelic, Nemoianu, Pavel, Todorov și alții, care, potrivit propriilor declarații, optaseră în anii formării pentru această paradigmă metodologică, din dorința de a evita presiunile ideologice exercitate asupra studiilor umaniste. În cazul celor mai mulți, deci decenii mai târziu, și în alte condiții sociopolitice, adică plecați în Occident, emigrați, filiația naturală a contrazis finalmente afilierea conjuncturală. Astfel încât paradigma intelectuală imediată, cea structuralistă, avea să fie negată în numele uneia ideale. Altfel spus, odată încheiat procesul de maturizare intelectuală, crisalida sau exuvia protectoare structuralistă, utilă în condițiile mediului agresiv și utilă în condițiile precarității Constituției interioare juvenile, fiindcă toți erau tineri când au făcut opțiunea pentru structuralism, această crisalidă va fi abandonată, autonegația constituind aici momentul logic și existențial necesar al asumării la un nivel superior a unei identități resimțite ca autentice. Această dinamică intelectuală demonstrează odată în plus ideea cu care debutase prezentarea mea, și anume că opțiunea pentru structuralism și că structuralismul însuși reprezintă o soluție de eschivă sau, dacă vreți, un esopism extrem sau un escapism extrem de rafinat, și anume în cel mai atemporal cu putință univers, acel al formelor ideale. Cu alte cuvinte, că sunt justificat să vorbesc despre o rezistență prin structură. Și pentru a încheia, mai fac o observație, dar de data aceasta la un alt nivel al discuției. Și fac o altă comparație care justifică odată în plus ideea că structuralismul a reprezentat o soluție conjuncturală și contextuală, cu alte cuvinte existențială, nu doar epistemică. Și anume, eu observ că opțiunea mai multor intelectuali postbelici pentru anvelopa lingvistică, eu numesc aticistă sau sobră în modelul formalist, deci cel, să zicem moscovit și după aceea praghez, și progresiva asianică, să zicem flamboiantă, în cel post-structuralist, această opțiune este similară soluțiilor analizate de Andrei Cornea și găsite de el în cultura imperială romană, târzie, în contextul unei crize axiologice dată de căderea Imperiului profunde și în contextul declinului intelectual. Atunci când, de altfel, cele două formule stilistice pe care le-am folosit mai sus, aticismul și asianismul, intră în concurență, ilustrând conjunctural alternanța aceea perenă, definitoare pentru cultura europeană din perspectiva lui Curtius, dintre clasicism și manierism. Doar în aparență este, să zicem, foarte curajoasă această apropiere de dinamica intelectuală din Antichitatea Târzie și a dinamicii intelectuale structuraliste. O să arăt asta în câteva cuvinte. Una dintre reacțiile provocate atunci, în epoca crizei imperiale romane târzii, una dintre reacțiile provocate a fost respingerea filozofiei în numele literaturii și al retoricii, care implică, prin efectul lor persuasiv și fascinatoriu, un considerabil rol catalizator. Este analiza lui Paul Cornea. În această redistribuție, a lui Andrei Cornea, mă scuzați.
În această redistribuire simbolică a atenției și a energiei intelectuale a antichității târzii, se înscrie expresie particulară a diminuării autorității modelului filozofic și hermeneutica logodedalilor, adică a celor care se pierd în manierisme de limbaj, care însă a fost precedată și pregătită de hermeneutica alexandrină. Fenomenul postbelic, care face obiectul studiului meu, are o structură identică, și anume destrucția niceană, post-niceană a rațiunii și a ontologiei, aporiile filozofiei existențialiste, surmenajul modernist al literaturii, criza războaielor și trauma totalitară, gradiente sau epifenomene ale crizei modernității târzii, generează toate acestea, în plan intelectual, umanist, cu precădere, o reacție compensativă de exil în discurs. Nu este lipsit de relevanță aici că filozofia însăși, metafizică și idealistă, a fost abandonată și că ea se transformă în filozofia analitică, care este în fond o filozofia limbajului. Deci reacția compensativă este aceea de exil în discurs și de regăsire aici, prin analitică lingvistică, a unei sintaxe compromise a existenței. Cristalizarea eclesiei, preiau termenul la eclesiologia lui Andrei Cornea, cristalizarea eclesiei structuraliste, care este o sofistică, precum în antichitate, care urmează filologismului nu alexandrin, ci formalist, observați similitudinile, simetriile, favorizează organizarea unei retorici parohiale, a unei retorici cabalistice. Această apropiere de cabala nu mi-aparține. Și ebuliția acestea va produce manierismul logic, relativist gnoseologic și nihilist ontologic, precum în antichitate, al celei de-a doua sofistici, care este poststructuralismul. Aceasta asumată explicit și programatic de Lyotard. El spune că poststructuralismul este de fapt o a doua sofistică, o nouă sofistică. În acest loc sunt utile reamintirea faptului că poststructuralismul se suprapune peste sfera de definire a postmodernismului și este utilă și evocarea echivalenței stabilite printre alții de Umberto Eco între manierism și postmodernism. Ecuația obținută, postmodernism, manierism, poststructuralism, confirmă ipoteza mea, și anume a izomorfiei, adică ele au aceeași structură, dintre fenomenul antic și fenomenul postmodern sau postmodern, de modernitate târzie, al sofisticii structuraliste și poststructuraliste, și justifică atât definirea poststructuralismului ca actualizare într-un context de crah identitar a alternanței aticism-asianism, cât și considerarea mirajului retoric poststructuralist ca reconfigurare punctuală a unui manierism universal, cel despre care vorbea Curtius. De altfel, spun între paranteze, legitimitatea acestei analize care se fondează pe un gest teoretic propriu morfologiei culturii, pentru că eu exploatez analogia dintre dublete stilistice majore, aticism-asianism, clasicism-manierism, este probată de utilizarea cadrului epistemologic creat de Ervin Panofsky în demonstrarea relației dintre arhitectura gotică și filozofia scolastică. Există precedente ale unui astfel de gest analitic. Această paralelă pe care eu o fac între fenomene îndepărtate aparent sau diferite din zone diferite ale culturii este, iată, deja practicată de alți intelectuali anterior cu succes. Paralela pe care o propun, iar acum sintetizez și concluzionez, este în egală măsură ilustrată și justificată de judicioasa diagnoză a procesului de cristalizare a societății eclesiocratice romano-bizantine pe care o întreprinde Andrei Cornea și care poate funcționa, în opinia mea, ca descriere standard a codului intelectual structuralist. Observația pe care insist să o subliniez este că particularitățile acestui proces antic definesc fidel totodată eclesia structuralistă, care ne apare astfel ca reeditare în secolul 20 a unui fenomen cultural recidivant specific crizelor sociale și culturale majore. În acest sens sunt justificat să vorbesc despre rezistență prin structură. Iată care este descrierea lui Andrei Cornea, făcută eclesiocrației antice din epoca de crah a Imperiului Roman și a identității antice târzii. Descriere care, repet, din punctul meu de vedere, poate funcționa ca descriere standard a structuralismului. Și dacă vă voi convinge cu privire la acest aspect, atunci am legitimat ideea de rezistență prin structură și ideea că structuralismul sau opțiunea structuralistă nu este pur epistemică. Îl citesc pe Andrei Cornea. Vă propun, dacă nu vă sugerez, să aveți în vedere nu fenomenul antic despre care vorbește autorul, ci dimpotrivă fenomenul de secol 20 al structuralismului. Eclesiocrația oferă spectacolul unei fugi spre abstract.
Desigur, privit retrospectiv și mai cu seamă genetic, acest abstract a rezultat în urma unei trageri în afară din concret, este fuga din context. Dar epoca nu-l vedea și nu-l închipuia astfel, într-o separare de fenomen sau în deplasarea reducțională spre esență. Abstractul, dimpotrivă, părea atunci, în epocă, a se fi unit cu concretul până la realizarea unui compus indiferențiabil. El era concretul, el era lucrul și lucrul era totuși gând. Forma cristalină nu se arăta ca vedenia altei lumi, ci ca un mod de a o vedea pe aceasta. Diviziunile radicale, opțiunile simplificatoare, formulele ritualizate, noțiunile consacrate, parcă e longajul structuralist, nu reprezentau un proiect opus actualului. Ele reprezentau actualul. Construcțiile abstracte propuse de această civilizație nu erau destinate clerului, adică doar unei mase de unui nucleu de inițiații, transcendenței, ci erau coborâte în imanent, adică explicau realitatea însăși. În particular, eclesiocrația a crezut că logosul poate fi trup. În general, a crezut că emblemele heraldice, sau formele simbolice, am putea spune, pe care ea le desena, pot fi peisaje. E bine, insist asupra acestei idei că Andrei Cornea, care foarte probabil să fi fost influențat atunci când și-a scris teza de doctorat chiar de limbajul structuralist al epocii, că descrierea lui Andrei Cornea explică sau descrie perfect și fenomenul structuralist, că între acest fenomen și fenomenul antic descris de Andrei Cornea se poate observa o clară izomorfie și că dacă această izomorfie este acceptată, atunci se acceptă al treilea argument al meu, pe lângă argumentul care venea explicit din afirmațiile structuraliștilor convertiți și pe lângă celelalte argumente, un alt argument al faptului că structuralismul a reprezentat într-adevăr o opțiune existențială și că o formă de supraviețuire etică sau mai mult decât etică, axiologică, existențială în context a reprezentat o structură însăși. Mulțumesc!